poate pentru unii e eficient, au internet, au o viteză mai mare, dar pentru mine, de exemplu, nu este așa. Pentru că se întrerup cuvintele, respectiv, este o stare de nervozitate, o stare de confuzie, că nu am înțeles ce e, hai vă rog, repetați. Asta nu e învățătorul în online. Asta nu e învățătorul, și așa sunt la învățătură și prea mult acum, cum să mă exprim, se învață. Prea mult se cere, adică de la elevi. Nu se cere odată când învățam noi la școală, cum învățam, adică așa, cu un abecedar, cu socotelniță, cu atâtea. Să fie deschisă grădinițele, să fie deschisă școlile, dar nu să fie închisă. Eu sunt pentru asta. Și rog la toate ministerele și parlamentul să mai aibă grijă de noi. E problematic, pentru că informația nu se însușește bine acasă. Nu e nimic. Eu считаю, що не надо закрывать школы. Просто поменьше детей, щоб було какое-то расстояние, наверное, і маски, руки. Вот это все, что вирус требует. Eu sunt cod că mai bine când el șede în clasă cu profesorul atunci. Am depățit tot online, o zi așa, o zi online. Asta nu e învățătură. Eu cred că nu prea e bun, de atât că persoanele poate să mai mult să eschiveze alea la lecții. Și eu cred că e mai normal când persoana este la lecții prezentă, pur și simplu e mai real și e mai comod așa, adică poate unii poate să n-aibă посибилитати для вякого телефон мобил перформант. Я не приветствую вообще вот это обучение онлайн, потому что ребенок должен быть в школе. Да, у нас такая ситуация, да, они хотят, чтобы дети сидели дома, но ребенок должен видеть учителя, читать, показывать, но ни в коем случае не онлайн. Ну, prea e bine, eu sunt bunica școlăriței din clasa 1-a și e foarte greu să o disciplinez. Și vă imaginați dacă o să fiu online, o să fiu acum neputincioasă, să mai oblig să își fac temele pe acasă. Categoric sunt contrariu, categoric. Asta nu e învățământ online. Asta eu nici nu-mi închip cum copiii pot acum să învețe online. Pentru mine asta e ceva ieșit din comun.